bună dimineața și bine ați venit la coloana de direcție. Eu sunt Luci Popa, alături de mine, ca de obicei, colegul Dan Scarlat. Amândoi murim de frig, dar nu e nicio problemă pentru că este vineri. Și dacă este vineri, hai să băgăm o știre în ceea ce privește brandurile de lux. Prima vine din partea celor de la Lamborghini, care au anunțat că anul acesta 2022 va fi ultimul an în care vor vinde doar mașini cu motoare termice. Asta pentru că în 2023 este așteptat primul Lamborghini hibrid. Ura sau poate nu. Așa că trebuie să ne așteptăm și la modele electrificate din partea celor de la Lamborghini. Doar că Lamborghini deja a scos un model electrificat, ce-i drept ediție limitată, Sian, care vine de la Fulger. Cam asta înseamnă Sian, înseamnă Fulger. Acela este de fapt un mild hybrid bazat pe Aventador și costă 1, ceva milioane de euro, 1, multe milioane de euro, nici nu mai contează. Dar dacă vrem să știm când va apărea și primul model full electric Lamborghini, ei bine, trebuie să așteptăm până în 2027 și eu bănuiesc că va fi un Urus electric. Cu siguranță va fi un model colecționabil, pentru că este, apropo, menționat de Sian, care costă 1, așa. Lamborghini mai scoate din când în când câteva, se obișnuiește de fapt să scoată periodic serii limitate, pe care serii limitate uneori s-a întâmplat să fie un singur exemplar sau 3 sau 10. Oricum, trecem acum la fratele, oarecum vărul, Lamborghini Bentley, pentru că fac parte din marele conglomerat auto Volkswagen. Bentley a anunțat de asemenea un plan de electrificare a gamei care se numește 5 in 5. Și pe scurt este vorba de debutul unui model electric în 2025, va fi primul model complet electric al lui Bentley, care va fi urmat în fiecare an ulterior până în 2029 de alte 4 modele complet electrice. Asta înseamnă că Bentley, începând cu 2000, de fapt, începând cu 2030, Bentley va produce doar mașini 100% electrice, va renunța la orice fel de altă propulsie. Mai este mult până acolo, dar cumva, din punctul meu de vedere, ideea de electrificare se potrivește foarte bine cu o mașină de ultralux, cum este Bentley, sau ar fi o situație similară și la Rolls-Royce. Gândiți-vă doar că oricum vorbim de niște mașini extrem de grele, extrem de mari, performante și care trebuie să fie deosebit de rafinate. Vedeți că ne îndreptăm către un viitor electric cu pași repezi. Dacă ieri era doar un vis, astăzi este realitate, mâine va fi trecutul. În curând o să facem știri doar despre a mai apărut sau mai este disponibil. Firma X a anunțat că readuce la vânzare pentru o perioadă foarte scurtă, în ediție limitată, un motor diesel. Exact, cum ar fi. Să sperăm că ne ajută. La cererea publicului. Și chiar există firme de restaurări, modele istorice, care înlocuiesc motoarele termice cu cele pe baterii, pentru că, pe lângă faptul că sunt eficiente, sunt și rafinate și ceva mai fiabile în timp și astfel te poți plimba cu mașina ta retro, doar că vei avea un motor full electric. Ba chiar în Anglia o astfel de firmă face conversii chiar de Bentley-uri clasice, dar undeva la o sumă de o jumătate de milion de lire sterline. Prea mult pentru noi, prea puțin pentru ei. Ne vedem mâine la emisiunea Coloana de Direcție. Săptămâna viitoare iar ne revedeți în fiecare dimineață, începând cu ora 9:30 la Focus la prima oră.